Operatorul Pășcănean de Transport Public Local își modifică programul pentru 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului. Conform unui anunț al societății, în această zi autobuzele vor circula după programul de duminică, pe motiv că este zi liberă conform prevederilor legale. Mai exact, vor fi doar câte 5 curse pentru fiecare suburbie, ultima în jurul orei 16, față de 9 sau 10 curse programate în cursul săptămânii. Pentru data de 1 iunie, programul pentru transportul public local este cel de sâmbătă duminică. Program de duminică, cum are, de dimineață până la ora 12. Finanțarea e program normal de lucru. Menționăm că pe 2 iunie, atunci când este ziua eroilor, iar credincioși ortodoxi sărbătoresc înălțarea Domnului, transportul public local va funcționa conform programului normal.